domnule. Dar cum se simte? Cum se simte, domnul Pădureanu? Am auzit de la tribuna și... Da, lasă. Are nevoie de un transport cu ambulanța? Știm că este foarte bolnav. Nu, dragă. N-are. Luați dumneavoastră cu mașină. Merge la Brașov și de acolo vine altă rudă și îl ia acum. Și la Bistrița așteaptă cineva, știm că... Dar nu are familie. Are familie. A sunat în perioada asta? Ne-am vizitat. L-ați vizitat dumneavoastră. Bineînțeles că am venit de mai mult. Nu a primit vestea eliberării. N-am vorbit cu el, domnișoare. Acum o să spună de veste. Nu de veste. De veste, nu? Spuneți-ne, vă rog, cum se simte domnul Pădureanu la aceste zile? Ați mai vorbit ultima perioadă, l-ați mai vizitat? E bine cu sănătatea, am fost zilele trecute la el. Deci cred că e bine. Era optimist că o să fie eliberat, nu? Da. Păi da. Bagă-mă și la prână. Era normal să le elibereze. Dacă îl întrebați prea atent, așa nu știu de ce a fost aici. Da, frate, mi-a un... Cum vedeți condamnarea domniei sale în raport cu ceilalți care au fost condamnați în acest dosar? E greu să apreciez eu treaba asta, nu că mi-ar fi teamă, dar... Nu știu motive, nu știu, eu nu pun întrebări. De felul meu nu pun întrebări. Mulțumesc frumos!